Starea de alertă va fi prelungită și în această săptămână, iar circulația pe timp de noapte va fi restricționată mai devreme. Astfel, deplasarea în afara locuinței va fi interzisă începând cu ora 22 în loc de ora 23. Restricții noi de circulație. Dacă până acum cei care voiau să iasă din casă după ora 23 aveau nevoie de o declarație pe propria răspundere, autoritățile anunță că ora se va schimba. Astfel, deplasarea în afara locuinței va fi interzisă începând cu ora 22. Era la 11, acum la 10. Da, de azi. Nu știu, dar... e o prostie chestia asta. Atea restricții, nu știu, dar nu e bine. Cazurile cresc în continuare și tu, restricții. Da. Eu zic că nu e bine. Lasă tot așa cum a fost. Oamenii s-au cam săturat de restricții, deși măsurile sunt tot mai severe, nu dau rezultate. Situația se înrăutățește, iar cazurile cresc. Până la 22-23, tot mai bine. Nu e bine. Părerea mea, nu e bună. Lasă-mă, mă, să-și facă... Credeți că e normal după atâtea restricții să crească numărul de infectări? Bun, ar trebui. N-ar trebui, dar cine mai știe ce se întâmplă? Nu înțelegem noi oameni de rând despre ce vorba aici. Ori raportările sunt fictive, ori interese. Dar cei care au servici și iasă la 11 noaptea? Asta este, dacă asta e legea cu COVID-ul, cu prostiile astea, că ăștia niște... Ce să vă spun? Credeți că era necesar? Nu. Nu era necesar. Ieșirea din locuință se va face tot pe baza declarației pe propria răspundere. De asemenea, va fi modificată și ora până la care pot funcționa restaurantele. Și acestea vor putea funcționa doar până la ora 22.